Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Andrei Năstase, fost viceprim-ministru al țării, ex-ministru al afacerilor interne. Domnule Năstase, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Invitație? Eu sunt obișnuit cu invitații destul de desă către invitații noștri de aici, odată la 2, 3, 4 luni, dacă cu dumneavoastră tare de mult nu ne-am văzut. Tare multe evenimente s-au întâmplat între timp, tocmai de asta eu vă propun să o luăm încetişor, până ajungem să luăm taurul. Nu, mai întâi luăm taurul de coarne, după asta să luăm și publicitate. Așa, ce faceți, cu ce vă ocupați, pe unde sunteți? Pentru că periodic vă văd așa, mai puneți o poză cu familia, un la mulți ani, sărbători fericite și atât. În rest... Sunt bine, mulțumesc, slavă lui Dumnezeu. Sunt împreună cu familia acasă, la Schinoasa. Îmi cresc copii și, bineînțeles, pe plan profesional am continuat să fac ceea ce consider eu că știu mai bine, să apăr oamenii din nedreptăți sau eventual în situațiile în care nimeresc mai neplăcute. Am continuat să învăț. Cunoaște toată lumea deja în spațiu public. M-am apucat să continui studiile tot la aceeași universitate la care am învățat cândva. Colaborez cu câteva universități din străinătate, din Italia, din Bulgaria. Am predat o vreme la Iași. Cam astea sunt activitățile mele de ultima perioadă de timp. Da. Destul de lejeri activități comparativ cu perioada anterioară. Dar familia e aici pe loc, da? Pentru că chiar astăzi dimineață cineva m-a întrebat, între prietenii mei, când am văzut anunțul, zice, dar Năstase și familia sunt pe loc? Zic, păi cam din mult șori ani din cât știu eu, dar așa este, nu? Bine, sunt sigur că a fost bine intenționat, nu ca și unii care... Absolut. Da, a fost... Da, suntem aici de foarte mult timp, încă din timpul pandemiei, am revenit acasă, suntem aici, toată lumea, știi? Sau cel puțin toată lumea... Din anturajul meu, hai că să nu... Și nici nu e obligată toată lumea să știe unde mă aflu eu. Nu știu de ce ar trebui să... Continuăm la fel de încetişor. Am văzut o poză, o serie de poze de la dumneavoastră recent pe Facebook. Ați fost la Alba Iulia și ați devenit cetățean de onoare al acestui oraș românesc. Da. Așa? Cum? De ce? Cu ce ocazie? Cum s-a întâmplat? Este un gest, nu este primul de acest fel. S-a mai întâmplat în trecut și la Suceava, și la Iași, la Arad, și la Cluj. Iată că primarul din Alba Iulia, Consiliul Local de acolo, comunitatea din Alba Iulia, a luat această decizie care mă onorează și pe care am spus-o și la acea festivitate. O datorez cetățenilor Republicii Moldova, mai ales a celor care au sprijinit în permanență aspirațiile noastre europene și, bineînțeles, tot ce am făcut eu în spațiu public. Bun, domnule Năstase. Până la publicitate mai avem mult, așa că nu o luăm acum. Vă propun să, cum ziceam mai sus, să luăm taurul de coarne. Să recunoaștem public că noi destul de des sau periodic vorbim odată la 2-3 luni. Eu vă mai întreb ce mai faceți și vă întreb dacă nu doriți să participați la emisiunea noastră. Recent, pe canalele de Telegram, a apărut o știre care m-a determinat să vă sun, să vă întreb încă o dată ce mai faceți, dacă sunteți bine și dacă acceptați invitația de a veni la emisiunea noastră. Știrea suna cam în felul următor. Sursa din cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, pe timpul o formațiune frate, a formațiunii pe care ați avut dumneavoastră onoarea să o conduceți, susțin deci sursele că la una dintre multiplele modificări ale legii cu privire la procuratură, inițiat la inițiativa președintei doamnei Maia Sandu, PAS renunțase în ultima sută de metri. Este vorba despre faptul că s-a dorit ca această funcție să poată fi ocupată de cineva care... Bun, sursele ziceau că e vorba de domnul Sergiu Litvinenko. Asta zic sursele, nu se știe. La fel se mai cunoaște, conform aceleia știri, că doamna Orestea Stamate, pe atunci încă era șefa Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului, s-a opus. Inclusiv se pare că, din cauza sau datorită faptului,
că dumneavoastră ați fi lansat un anunț undeva așa prin cercurile politice că ați putea candida la șefia Procuraturii Generale în caz că PASO modifică, nu se știa câta oară, legea cu privire la procuratură. Nu ați pe bune, ați vrut să vă lansați în concursul pentru șefia Procuraturii Generale? Această știre trebuie privită nu prin prisma interesului meu, al dumneavoastră sau al altcuiva care poate ar fi putut să candideze la această funcție. Pentru că nu despre persoane vorbim, vorbim despre niște principii. Am văzut și eu această știre. Eu o cunosc mai mult decât a apărut în această știre, dar nici nu are relevanță că s-au opus aceste inițiative președintele Comisiei Juridice împreună cu 10-15 deputați, cu 3 deputați sau cu mai mulți. Asta mai puțin contează. Pentru mine contează că această modificare a legislației cu privire la procuratură s-a făcut de o manieră obscură. S-a făcut foarte și foarte neprofesionist și ineficient până în ultimă instanță. Poate asta este cel mai grav pentru cetățenii din Republica Moldova. Uitați-vă, suntem la al treilea an de mandat al actualei guvernări în mod general și la al patrulea al actualei președinte. Doamna guvernare, dacă pot să numesc așa, a promis în campania electorală că va duce la bun sfârșit niște reforme. E adevărat, nu s-a făcut precizare în 3 ani, în 4 ani, în 5, în 8, în 100. Nu s-a făcut această precizare și aici trebuie să fim mai toleranți. Modificarea despre care vorbiți dumneavoastră a comportat un aspect foarte și foarte urât. Pentru că nu pentru asta s-a muncit, nu pentru asta s-au depus eforturi de-a lungul generațiilor și mai ales în ultima perioadă de timp. Acest amendament urma să fie propus într-o ședință a Parlamentului, fără ca să fie supus analizei publice. Deci era această intenție. Ce au determinat, sau ce anume a determinat-o pe doamna președinte sau pe cei de la actuala guvernare să renunțe pe ultima sută de metri la modificarea aceasta, cred că sunt ei mai bine plasați ca să ne spună. Acum, din punctul meu de vedere, legea cu privire la procuratură, care, așa cum se spune, este în știre, dar nu sunt 15 modificări, se pare că sunt 16, una va fi pusă în aplicare ceva mai târziu, aceste modificări nu s-au făcut cum trebuie. Din punctul meu de vedere, atunci când s-a venit la guvernare cu majoritate foarte și foarte largă, această lege trebuia puricată, dacă pot spune așa, scoasă din ea tot ce este rău, pentru că știm foarte bine că a fost adoptată în perioada în care Plahotniuc controla tot în această țară, e adevărat, pe bani occidentali, discos tot ce este rău, pus în ea tot ce este bun, de proces la o reformă serioasă a procuraturii, ca parte a autorității judecătorești, și bineînțeles, asta comporta și un concurs solid, un concurs în care să aibă acces nu doar unșii de către doamna guvernare, dar se poate avea acces mai multă lume. De ce nu? Calificarea mea îmi permite să particip la un asemenea concurs. Dar să mă întrebați dumneavoastră dacă aș fi participat sau nu aș fi participat. Legea este așa cum este. Există articolul 17 care spune foarte clar că o persoană care în ultima perioadă de timp a ocupat o funcție de conducere într-un partid sau a fost chiar membru într-un partid, nu poate participa. Neconstituțional din punctul meu de vedere și a mai multor oameni care știu ce înseamnă procuratură în America, știu ce înseamnă procuratură în anumite state europene, dar atâta timp cât legea e lege, e lege și pentru mine. Dacă tot am început noi cu aceste procuraturi, cazul Stoianoglu sau istoria asta cu Stoianoglu care nu se mai încheie, eu nu mi-aduc aminte dacă acum câțiva ani când l-au luat pe soț, ați comentat sau n-ați comentat. Am comentat la dumneavoastră în studio. Dar acum nu credeți că deja se depășesc prea multe limite? Pentru toată lumea e clar că... Când eu v-am comentat, dacă bine mi-amintesc, și asta se poate ridica în registrare, v-am spus că asta va fi finalitatea. Și finalitatea vine, încă nu s-a terminat cu totul, dar a venit Curtea Europeană a Drepturilor Omului și v-a spus, doamna guvernare, v-a spus că sunt niște... Recomandări. Eu sunt jurist, domnul Gonța, dumneavoastră sunteți jurnalist. Eu mă simt ofensat de doamna guvernare când mi se spune că deciziile CEDO sunt... așa, un fel de recomandări.
Ori noi știm foarte bine cazul Turcia. Era, pe vremuri era un singur caz neexecutat de către Turcia și asta a ținut foarte mult Turcia și mai ține în continuare Turcia pe tușă, nu? Nu intră în Uniunea Europeană, inclusiv pentru aceste derapaje. E bine, ceea ce nu se permite în Turcia, uite că se permite oamenilor buni. Bun. Dar de ce noi totuși nu avem procuror general când toată puterea are toată puterea? Am să fiu simplist aici. Chiar vă rog, mai clar o să fie. Pentru că puterea nu are niște oameni foarte și foarte serioși care ar putea ocupa această funcție și poate cel mai grav este că puterea, pe lângă că nu-i are, nici măcar nu îi poate pune acolo. Înțelegeți? Chiar dacă i-are slabi, nu-i poate pune acolo. Deci încerc așa vicios și nu doar acolo. Noi vorbim acum, ne-am concentrat prea mult pe procuratură. Sunt atâtea și atâtea domenii în care, din păcate, performanțele au cam întârziat să vină. Și uite, mai rămas un an din acest mandat și eu încurajez pe doamna guvernare și pe toți acoliții lor să pună mâna pe treabă și să muncească. Să muncească, pentru asta au fost aduși în Parlament, nu? Dar reforma justiției care a început acum 3 ani, ea poate să încheie cu succes totuși în acest un an și un pic de mandat al actualei puteri? Cam... O reformă nu se face nici într-un an, nici în 2, nici în 3. Problema e că ea nu a demarat cum trebuie. Nu a demarat la timp, nu a demarat cu oamenii care trebuie, nu a demarat cu niște... întâi de toate cu o viziune clară. Tu aduci modelul albanez care știi că a eșuat și în Ucraina, apropiate suntem cu Ucraina din anumite perspective, fără a avea o viziune. Plus, dacă îmi spuneți și mie, dumneavoastră, dacă îmi puteți spune, cine este autorul acestei proiecții sau acestui proiect de reformare a justiției? Puteți să mi-l spuneți, să mi-l numiți. Nu se știe oficial. Dar nu era bine să știe. Dom'le, sunt niște experți din Republica Moldova. Sau sunt niște experți din România. Sau sunt niște experți din... în altă parte, din străinătate. Să știm și noi. Aflăm mai apoi că cei care, iată, fac parte din aceste comisii sunt așa cum sunt. Nu? Imaginea lor este afectată. Unii spun că pe nedrept, alții spun pe drept. Eu zic că atâta timp cât percepțiile oamenilor sunt negative, acești oameni nu mai trebuie să mai facă parte din aceste comisii. Vă referiți la domnul Olandez? Ce face însă doamna guvernare? Doamna guvernare, în loc să ia atitudine, să spună, domnilor, nu noi am făcut asta, nu noi suntem așa, am greșit pentru că din asta am avut de les, acum haideți să luăm niște măsuri, dacă chiar vrem să ducem la bun sfârșit reforma. Dar reforma totuși se face un pic altfel. Se face prin dialog cu societatea civilă, se face prin dialog cu mediul de experți, se iese din bula partinică, nu se discută doar cu 2-3 juriști. Noi ne-am pomenit în Parlamentul Republicii Moldova în 2019 că n-aveam cine pune șef la Comisia Juridică. Am obținut cu mare greu, era totul dat Partidului Socialiștilor, doar să ajungă cineva premier. Am obținut cu mare greu Comisia Juridică, Comisia Economiei, Buget și Finanță, Comisia Securitate Națională și Comisia pentru Externe. Când îl găsiți odată pe domnul Dodonă și vine aici în studioul meu sau pe doamna președinte, să-i întrebați cum erau totul tranșat. Totul era tranșat. Nebunia mea a făcut să obținem totuși 4 comisii pentru cei care au stat în stradă. Și pentru că nu aveam prea mulți juriști acolo, unul vinea de pe băncile școlii, altcineva, așa, a ajuns domnul Litvinenko, președinte a comisiei juridice. Repet, actuala guvernare nu are capacitatea și nu are nici capacitatea de a duce la bun sfârșit această reformă. Din punctul meu de vedere, m-aș bucura să mă contrazic, iar eu peste o jumătate de an să vin aici și torn cenușă pe cap să spun că am greșit. Dar mai așteptăm. Am așteptat atâția ani, deci nu mai aștepta. Și nu are nici capacitatea să atragă în acest proces, în acest exercițiu, să atragă și oameni din afara bulilor politice sau partinice. Asta este grav. Ce ține de șeful Comisiei Preveting-Veting, ministrul Justiției, doamna Veronica Mihailov-Muraru, deja a zis că totul e ok cu integritatea domniei sale și că faptul că este atacată asta înseamnă că rezultatele sunt formidabile. Da.
Deputații din PAS zic, în general, cei care critică această comisie și mai ales pe șeful comisiei, fac parte din grupări criminale organizate. Una Moscovii sau nu? Aici s-a evitat. Aici s-a evitat asta. Bun. Dar s-a dat, înțeles, subtil. Până să vă spun eu și atunci va fi și asta. Așa că niciun fel de a recunoaștere a greșelilor. Nu. Cazul Alexei Paniș, cazul judecătorului Ion Chirtoacă, cum v-au părut aceste două? Domnul Paniș, aparențele arată că acolo s-au falsificat la greu niște documente. Cazul judecătorului Ion Chirtoacă, umilința publică a părinților săi de către această comisie? Dacă putem să evităm niște nume, pentru că... Sau este... e mai bine așa? Mai bine numele. Nu contează că o cheamă Paniș, Petrescu, Chirtoacă sau Ionescu. Dar aș vrea, legat de președintele comisiei respective, doamnei Mihailov s-ar putea să îi pară ok. Până în momentul în care va citi câteva decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, care ne spun foarte, foarte clar că dacă aparențele te fac să nu ai, cel puțin aparențele, să nu ai încredere în acel judecător, tu poți contesta și ești îndreptățit să-l contești. Poate doamnei Mihailov vi se pare ok, dar dumneavoastră personal ca justițiabil, spre exemplu, vi se pare ok ca un judecător, ca domnul respectiv să vă judeci într-o instanță? Nu. E bine, acel domn are de-a face cu niște judecători, cu niște procurori, buni, răi, integri, morali, imorali, neintegri, dar acei oameni au trecut, pe mâna lor au trecut niște decizii, au trecut, da? Și sunt sigur că înainte de a ajunge judecători buni sau răi, ei au citit niște cărți, au citit niște reguli, citit niște norme, citit o Constituție, au citit Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Nu poți să te manifesti în halul ăsta. Eu am să fiu elegant astăzi, nu vreau să... Dar pe mine m-a ofensat foarte mult atitudinea când a fost întrebat acest domn. Luați în vedere și o eventuală demisie? Și a spus că nu vede pentru ce. A mai zis-o, el a râs. A zis că nu râzând. Bine, domnule, în limba română există și altceva. La râs, putem să spunem rânjet. Depinde cum îl vedem noi. Fiecare cum îl vede. Dar cred că aici o să-mi dați dreptate. Eu chiar încerc să fiu elegant, dar nu vreau să. Pentru că suntem ofensați. Pentru că cu asemenea imagine putea să fie membru oricare dintre cetățenii Republicii Moldova sau specialist în materie, da? Oricare. Pentru ce ar trebui să plătim bani grei? Pentru că să plătesc bani grei. Să nu credeți că băieții ăștia vin și fac voluntariat aici. Pentru ce plătim? Ca să ce? Ca să vină să ne sfideze în inteligența noastră. Domnul Stasă, de 3 ani noi vorbim despre această reformă a justiției, judecători, judecători, procurori, cu acesta, sistemul se opune, mai este și imnul ăsta. Dar despre poliție la noi nu se vorbește nimic. Dumneavoastră sunteți fost ministrul al afacerilor interne, totuși. Avem deja 2 miniștri în acești 3 ani de guvernare. Doamna Ravenco deja e șefă pe centrul ăsta, de cenzură, de combatere, nu știu cui, da. Dezinformări. Cum e domnul Efros, despre care se discută că ar putea pleca înapoi la apărare, ori de acolo vine. Mai activ este domnul Cernăuțeanu, mai nou și general, foarte implicat în combaterea războiului hibrid, au găsit și bani, inclusiv la Șor câteva milioane. Șor spunea că de fapt erau mai mulți, dar nu înțelege de ce s-au depus, s-au găsit. Se caute. Așa, cu poliția. Ce ne puteți spune dumneavoastră ca fost ministru al afacerilor interne despre actualul minister sau actuala poliție a Republicii Moldova? Totul e în regulă, e așa cum a fost, cum ați lăsat dumneavoastră, schimbări, e necesar de interveni acolo? Am să vă spun câteva lucruri, dacă tot ați adus în discuții ce se vorbește, ce se aude, ce se nu se aude. Vă amintiți în perioada în care am fost ministru de interne? Toate accidentele din Republica Moldova erau dus pe sticlă televizoare. Vă amintiți, nu? Și erau de vină dumneavoastră. Și bineînțeles că eu eram de vină, și așa de la Ocniță, și așa de la Cahul. Ei, statisticile au vorbit despre altceva. Într-o scurtă perioadă de timp, raportat la anul anterior celui în care am fost eu ministru, numărul accidentelor în Republica Moldova au scăzut cu 5,4. Puteți ridica statisticile, puteți face un demers la ministerul. A făcut cineva un demers în momentul de față să vadă câte accidente se fac în Republica Moldova și eu îi rog pe cei care ne privesc astăzi să treacă în online, așa pe la televizor mai puțin. Da? Să vadă câte accidente s-au făcut. Contrabanda cu țigări.
în perioada mea, a fost dusă la cel mai jos nivel din ultimii 25 de ani, din, la cel mai jos nivel în ultimii 25 de ani, până în momentul în care am devenit ministru. Nu mai vorbesc de contrabanda cu spirit sau cu alcool etilic. Băieți au tras pe dreapta și oricât am încercat să-i prindem noi pe la vâm și pe la frontieră, a fost cam greu, pentru că înțelegeau că vor face pușcării. Deci, ceea ce vreau să spun este că în Republica Moldova, din păcate, oamenii sunt păcăliți în continuare. Sunt păcăliți prin intermediul televiziunilor, sunt păcăliți prin intermediul acestor herghelii, așa le sunt numite, parcă în public, herghelii de troli, sunt mințiți prin vocea chiar a unor miniștri, prin vocea unor funcționari publici, și asta este grav, din punctul meu de vedere. Dar e de datoria noastră, a tuturor cetățenilor, să avem capacitatea să discernem între bine și rău, între greu și neghină, pentru că altfel o să tot trăim în întuneric mult și bine. Că adevărul trebuie căutat. Nu trebuie acceptat așa cum ni se dă la televizor, nu trebuie acceptat așa cum ne vin pe rețelele sociale, trebuie dus la sursă. Pentru că eu îi rog pe cei de acasă să facă un mic exercițiu. Dumneavoastră când dați, face cineva o conferință de presă, nu-i așa? Păi dumneavoastră nu vedeți toată conferința de presă. Vă duceți la știri și la știri vă dau 22 de secunde. Dar vă dau exact ceea ce a ales acel post de știri. Mm-hmm. Nu ceea ce... Așa este, da. Așa este, nu? De asta eu spun, adevărul trebuie căutat. Eu am avut nenorocul să nu am de partea mea nici presă, nici saci de bani, nici din exterior, nici din interior. Eu mi-am dus crucea așa cum am dus-o. Iată de ce s-a întâmplat ceea ce spuneți dumneavoastră, cum era atunci și cum este acum. Regretabil să aud că pe 3 din 9, sau nu știu când am văzut eu acolo prin presă, sunt invitații de astea de a să angaja oamenii la Ministerul de Interne. Da, este așa anunț ieri apărut în spațiu. Iată, vedeți. Despre ce să mai vorbim? Eu nu vreau să vorbesc despre actualul ministru, nu vreau să vorbesc despre fosta ministră. Foarte multă insistență a fost cu privire la fosta ministră ca eu să o fac șefa poliției. Doamna guvernare insista atunci în 2019 ca eu să fac... Era concurs totuși, nu puteam să numesc pe cineva pur și simplu. Și eu atunci am ezitat să fac chestia asta. Doamna Revenco sau doamna Sandu voia ca doamna Ana Revenco să fie șefa IGP-ului? A, bineînțeles. M-a salvat faptul că dânsa nu avea calificarea potrivit legii. Dar n-a ajuns șefa poliției, dar ulterior ministru de interne? Da, bineînțeles. A făcut cineva statisticile câte accidente au fost atunci? Avem un minut jumate până la publicitate. Hai. Dacă dumneavoastră erați ministru de interne în perioada când s-a întâmplat la aeroport tragedia aia cu ăla A0, ce scuză nu mi-aduc, tragicul, nu mai țin minte, care a împușcat doi oameni de ai noștri. Cum de fapt trebuia să se simți? Dădeam demisia. Doar că, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, m-a păzit Dumnezeu, în perioada cât am fost eu acolo, să nu se întâmple asemenea lucruri. M-a ajutat Dumnezeu să evit niște catastrofe, pentru că am avut și aceste provocări. Cunoașteți cazul Moldova Film, acolo unde era adunat de 30 și ceva de ani foarte multe muniții, foarte multe, da? Și era riscul pe o suprafață de vreo 2 km să producă pur și simplu un calvar. M-a păzit Dumnezeu. Și vă spun că nu s-ar fi putut întâmpla asemenea lucruri, pentru că lucrurile le-aș fi luat în prevenire. Așa cum am făcut-o cu traficul. Numărul accidentelor a scăzut tocmai pentru că noi am acționat în prevenire. Nu după ce s-a produs accidentul, te-ai dus să vezi care e cauza, ci înainte. Opriți chestii și așa mai departe. Deci fix așa și aici. Și spun asta, nu bravez, tocmai pentru că noi ne aflam într-o zonă foarte și foarte periculoasă, cu riscuri de securitate foarte și foarte înalte, nu-i așa? Păi asemenea măsuri trebuiau luate înainte. Și mai ales acum când suntem, când e război. Vorbesc. Despre război vorbesc, despre toate presiunile venite din exterior. Sigur că da, trebuiau luate aceste măsuri care se pare că astăzi au fost luate. Vedem la aeroport și în alte părți, vedem anumite măsuri luate. Numai că ele trebuiau luate în prevenție și nu după. Continuăm, domnule Năstase, dar peste câteva clipe de publicitate, vă rog, publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor.
Doamna Stas, dumneavoastră ați crescut pe plan politic datorită acelor proteste masive și serioase contra regimului Vladimir Plahotniuc. Bun, multă lume se întreabă acum, tot și ăla a fost regim, spre deosebire de ceea ce avem noi acum, sau nu prea a fost regim? Dar asta e la întrebarea să răspundă alții. Dar noi acum ce avem, domnule Năstase? Democrație demnă de a fi invidiată chiar și de țările din Occident? Parcă suntem în 9 aprilie, nu în 1 aprilie, nu? Da. Mulțumesc. Altă întrebare. Nu, și a, a fost un regim cleptocratic, un regim cleptocratic care i-a avut de 6 pe foarte mulți din actuala guvernare. Sau la șuher, să spunem, înțelesul tuturor, că altfel spuneam pe timpuri, spuneam lui Plahotniuc într-un fel și mi-a reproșat, Renatul Usat mi-a reproșat, spune, domnule, să înțeleagă lumea, și tu îi spui proxenet, spune că e sutenior. Așa și acum, da? Mulți din actuala guvernare, și vă rog să faceți un pomelnic, așa și o să vedeți. Ei stăteau de 6 acolo. Când s-au spălat 30 de miliarde ale mafiei rusești pe Republica Moldova, dați-mi un nume care a vorbit despre asta, din actuala guvernare. Știu că dumneavoastră asta a fost conferință de presă, da. Nu, eu am deconspirat acest flagel, acest exercițiu. Atacurile Raider. Dați-mi un nume din actuala guvernare care a scos un cuvântel. Furtul miliardului. Împotrivă. Unii dintre ei au și votat. Da? Da. Deci am avut un regim cleptocratic. Și din păcate, n-am avut atenția cuvenită, n-am avut capacitatea cuvenită să nu schimbăm un regim cleptocratic pe un regim de incompetență. Aici este grav. Pentru că intențiile actualei guvernări sunt siguri, sau acel puțin a câtorva dintre ei pe care eu îi cunosc, sunt foarte bune. Doar că nu au capacitatea să ducă la bun sfârșit intențiile lor. Iar neavând această capacitate, au compromis absolut toate dezideratele celor care am stat în stradă. Noi, nu ei. Au compromis tot ce înseamnă reforma justiției. Au compromis tot ce înseamnă reforma și decapitarea, dacă vreți, a instituțiilor statului care au devenit capturate pe parcursul timpului, nu? Instituțiile capturate, pe care noi le-am declarat capturate în timp, au fost până nu demult și mai sunt și astăzi, încă au în frunte oamenii fostului regim. Cum vi se pare? Deci, avem un regim, din păcate, care sugrum în continuare libertatea de exprimare, libertățile oamenilor de a fi aleși, de a alege. Acum îmi pot permite acest lucru să spun, având și hotărârea Curții Constituționale. Avem o guvernare care și un regim care pentru care Constituția este așa un fel de, cum se cheamă, un fel de șervițel. Ei, unii dintre ei, o privesc ca pe un șervițel pe care m-am avut în față atunci când iau cina sau micul dejun. Pentru ei nu interesează Constituția, nu interesează legile țării, nu interesează Curtea Europeană a Drepturilor Omului și deciziile sale. Aici e marea problemă. Mai este o vorbă, mai merg prin sate așa și să mai găsești câte unul. Ai, las, știe ce faci. Nu prea știe. Pentru că o să supere cineva pe mine acum. Dar am să fac o analiză și am să văd câte legi neconstituționale au fost promulgate de către actualul președinte. Pentru că așa e foarte ușor să spui. Colegii mei din Parlament au făcut cu tare și cu tare, nu-i așa? Nu, dar promulgarea se face de către președinte. Nu există în Republica Moldova o altă entitate, o altă persoană care să poată promulga o lege. Și ce lege anticonstituțională a promulgat, doamna? Dumneavoastră nu le cunoașteți? Prima dată aud. Da, și legea cu găgăuzia, cu fiscalitatea? Da. Nu? Da sau nu? Este. Mai sunt și altele. Dar legea cu partidele politice și membri și așa mai departe. Da sau nu? Nu, dar stați un pic. Nu mă interesează cum numele cuiva. Mă interesează. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale în ultima perioadă de timp niște legi? Este.
toate acele legi declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională au fost votate în Parlamentul Republicii Moldova de o majoritate parlamentară și promulgate de președinte. Nu tocmai. Mă doare. Pentru că dacă acest lucru îl făcea Dodon de asemenea manieră, probabil mulți ar fi vrut să ieșim în stradă. Dacă o fac ai noștri, ar fi bine să tăcem. Nu-i bine. Dar dumneavoastră îi numiți incompetenți, dar poate... Da, nu-i numesc eu, scuzați-mă. Numiți-i cum vreți. Dar un om care nu poate duce la bun sfârșit un lucru, îl numești competent sau incompetent? Dar poate dacă, dacă are la dispoziție tot arsenalul, are 63 de deputați în Parlament din 101. 62. 62. Asta e problema, da? Când are 63. Deja 62. De ce? Nu știu care e. Au dat afară recent pe doamnă deputată. N-am fost atent. Bun. O doamnă deputată a fost dată afară? Da. Și nu mai este deputat? Este deputat, dar e neafiliată. Păi nu, bun, până mai ieri aveau 63, dar bun. Așa. O să discutăm și despre 63 și 64, că dacă tot au să ajuns la niște cifre, îi rog pe cei de acasă, faceți un mic exercițiu. În mintea dumneavoastră, pe câți îi cunoașteți din cei pe care i-am adus în Parlament? În cei 63? De ce dumneavoastră rugați pe cei de acasă? Dumneavoastră rugați pe cei mai profesioniști jurnaliști din Moldova. Jurnaliști din Republica Moldova. Dacă ajung la 10... Mă tem că mai puțin, dar haideți să vedem. Așa. Această doamnă de care vorbiți dumneavoastră, eu n-am știut niciodată. Eu n-am auzit niciodată. Eu am auzit de colegii mei, Inga Grigoriu, spre exemplu, am auzit, nu? Cu inițiative, cu proiecte de, în cadrul unei comisii contra Londromat, adică privind Londromatul. Iată, eu am auzit, dar ea nu este în Parlamentul Republicii Moldova. Dar de doamna Cazacu n-am auzit niciodată. Cazacu se cheamă doamna, nu? Da. N-am auzit niciodată pe parcursul acești 4 ani de zile. Cu o inițiativă legislativă, da, a venit mai târziu acolo. Dar și cu alții vreo 60, nu i-am auzit. Și ei au fost duși în Parlament. Iată de ce am venit odată în spațiu public un proiect care făcea imposibilă ajungerea în Parlamentul Republicii Moldova a unor anonimi și mai ales a unor oameni cu probleme penale. Revenim un piculeț. Poate, iertați-mă, toți mă ierte, poate statul e eșuat și de asta nu merge lucrurile bine. Nu statul este eșuat. Statul înseamnă oameni, statul înseamnă teritoriu, statul înseamnă himn, înseamnă mult mai mult decât ni se pare nou. Stat nu înseamnă numai guvernare. Guvernarea, da, este eșuată. A eșuat. Guvernarea în Republica Moldova a eșuat. Pentru că au eșuat proiectele promise oamenilor. Proiectele pentru care oamenii i-au votat. În 3 ani de zile, spuneți-mi, vă rog, nu e așa că atunci când îți faci un buget acasă sau când îți faci niște proiecte acasă, spui, anul ăsta voi face asta, voi face asta, voi face asta. Doar nu se întâmplă dumneavoastră să lăsați pe ultima sută de metri, pe ultima jumătate de an, nu? Întrebarea este ce ați făcut ăștia 3-4 ani de zile. Și cine v-a încurcat să faceți? Războiul. Am înțeles. Creșterea economică este mai mare în Ucraina decât la noi, inflația este mai mică în Ucraina decât la noi. Deci, cum să înțeleg? Păi războiul în Ucraina nu este la noi. Așa e sau nu e așa? Eu vă spun ceea ce ni se spune nouă la TV. Eu am înțeles, dar noi doar trăim pe lumea asta, noi nu vinim de pe lume, că am văzut, acolo e război și așa. Nu. Deci dar, dar în ce privește această tot încearcă tot mai multă lume și mai multă lume vorbească despre stat eșuat, despre cutare și de parcă lucrul ăsta, hai să admitem că îl ducem. Noi suntem într-un proces de disoluție, în continuu de disoluție acestui stat. Este adevărat. Și mai ales de disoluție a instituțiilor statului, care în loc au fost făcute puternice, întărite. Am scos ăsta și am făcut o instituție foarte puternică. Procuratura, o instituție puternică. Sistemul judecătoresc, o instituție foarte puternică. Curtea de conturi, o instituție puternică. Putem să discutăm despre Curtea de conturi la nesfârșit. Da, eu chiar voiam să vă ce? De ce nu s-a întâmplat acest lucru în 3 ani de zile? Eu mi-amintesc că cineva în altă țară ajunsese într-o anumită funcție și la următorul mandat spunea dați-mi Consiliul General. Dați-mi Consiliul General. Era primar la București, domnul Băsescu, și avea în campanie lui, în al doilea mandat, spunea dați-mi Consiliul General ca să pot duce lucrurile. Și îl înțelegeam, pe domnul Băsescu îl înțelegeam. Acum vreau să înțeleg pe doamna guvernare,
Vreau să înțeleg, domnule, de ce mai e nevoie? Voi vreți să aveți 101 deputați? Voi vreți să aveți 150? Nu, că Parlamentul Republicii Moldova are numai 101. Apropo, nu e așa că s-a făcut o inițiativă ca Parlamentul Republicii Moldova să aibă mai puțin deputați? Vă amintiți? Da, a fost un referendum. Mai mult decât atât. Umila mea persoană, am condus un grup de inițiativă prin care am acumulat 405.000 de semnături împreună cu colegii mei pentru a modifica Constituția. După asta a venit regimul cleptocratic Plahotniu, care la niște alegeri, odată cu alegerile, au spus că facem și acest referendum. Au preluat această idee nobilă de altfel, da? Care ce au făcut cu ea mai apoi? Au profanat-o. Noi avem deja un referendum desfășurat în acest sens. I-ați văzut pe cei din actuala guvernare, doamna guvernare, ați văzut-o să vină și spună, avem rezultatul unui referendum. Trebuie să-l implementăm. Noi trebuie să-l implementăm în Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să-l văd atunci pe domnii de la socialiști, care au susținut acel referendum, dacă vă amintiți dumneavoastră, pe care l-am organizat, sau procesul pe care l-am organizat noi. De ce nu s-a avut o discuție cu socialiștii să reducem numărul deputați la numărul de 75, parcă, sau 71, nu mai amintesc acum exact. Da? Nu s-a întâmplat. De câtă putere mai e nevoie pentru a duce la bun sfârșit măcar un domeniu? Pe domeniul economic, suntem eșuați. Am eșuat. Pe domeniul justiție am eșuat. Domeniul social, un dezastru. Un dezastru. Libertatea de exprimare, un dezastru. Așa ceva, ăștia l-au întrecut pe Plahotniuc. Dacă aduci Plahotniuc să bătea cu un post de televiziune, ăștia se bat cu 13 odată. Deci, și pot să le... Sportul. Domnule Gonță, dumneavoastră știți cât bătaie de joc este în sport. Dacă a ajuns o federație de basket să fie finanțată, cam presă cu 18.000 de lei. Dacă poate am greșit cu 1.000 sau cu 2, vă rog să-mi spună cineva. Vi se pare normal? Ăștia sunt oamenii care muncesc. Noi cu dumneavoastră suntem deja într-un studio de televiziune astăzi, dar ei acolo stau și fac antrenamente. Zice lumea că pe plan extern stăm bine. Păi iată, aici avem o mare problemă, pentru că doamna guvernare are o mare, mare preocupare față de exterior. Din vest vin tarncurile și le oprește, din est. Din est. Iar din vest facem integrare europeană, cu referendumuri. Nu cu inițiative bune legislative, nu cu realizarea IQ-ului european, comunitar, nu cu reforme sociale, performanță în domeniul justiției social, economic și așa mai departe. Pentru că asta, ca să ajungi în Europa, ca să ajungi în Europeană, trebuie să întrunești niște criterii. Să-mi mai spune criteriile de la Copenhaga. Dar tu trebuie să faci dovada faptului că muncești acolo. Nu-ți faci PR politic. Plus, toată lumea ca lumea, regula era că facem un referendum, să faci referendum la sfârșit, după ce pregătești populația, după ce faci un consens politic larg, național, cu privire la acest important deziderat. Nu-l faci atunci când ai nevoie de voturile diasporei, nu-l faci atunci când ai eșuat pe alt plan. Ori în interior, în afară de diplome date elitelor noastre, ce realizări mai avem? Dați-mi un exemplu, vă rog. O, am găsit. Care? Domnul Spânu a avut ieri o conferință de presă, el este ministru al infrastructurii. Și a zis că avem 730 de proiecte statul european, statul european expres, finalizate deja. Asta înseamnă 800 de kilometri de rețele de apeduct, 700 de kilometri de rețea de iluminat stradal, 100 de kilometri de rețele de canalizare și 12 stații de depurare. 330 de obiecte cu menire socială renovate. Școli, grădinițe, casă de cultură, terenuri sportive și de joacă. Frumos. Frumos. Cifre foarte frumoase. Eu mi-am amintesc, iată, la capitolul ăsta, când n-am presă prima oară tăiet panglica ca premierul și apoi la a doua oară o s-a dus președinte. Stai o bucată, tai panglica. Țineți minte? La podul ăla de la... Nu, un tronson de șosea, de... Cred că era din raionul Ungheni.
Da. Uh-huh. Nu de panglistă, iată, avem nevoie. Pe toate astea să ne spună cu ce preț. Eu știu că s-a făcut o stație. O stație de așteptare, da? O stație de așteptare, care costa mai scump decât vreo 10 de la Chișinău. Asta știu. Așa că vă amintesc când ieșea Plahotniuc și ne spunea câți kilometri de drumuri bune s-au făcut? Vă amintiți, nu? Și apoi le măsurau cu degetele așa cât asfaltau acolo. Și numai odată o ploaie, mă ating că nici pe Langheț nici nu s-au ajuns. Și s-a terminat. Vedeți, oamenii văd, poate să ne citească acest domn cifre de dimineață până în seară. Nu cred că ne ajută. Ne ajută cu totul altceva. Noi am avut stat captiv în timpul lui Plahotniuc. Vă întreb încă o dată. Noi acum avem, așa cum zic unii lideri ai opoziției, nu știu, regim dictatorial, regim autocratic, regim care merge spre asta? Sau pur și simplu ai noștri vor, dar nu pot? Nu, și una și alta. Și de vrut, o parte dintre ei vor, doamna guvernare vrea, foarte mulți dintre ei nu pot, iar o părticică dintre ei s-au apucat să fure mai mult decât furau ceilalți. Fiecare guvernare, asta e foarte grav în Republica Moldova, are câte un spân, sau are câte un Plahotniuc, hai să fiu mai, nu știu. Da? Are câte un spân. În spatele regimului comunist, la un moment, din spatele lui, a apărut Plahotniuc. Pus mâna pe toate și mai departe. Acum chiar mi-e greu să înțeleg cine totuși conduce anumite lucruri în Republica Moldova. Președintele, premierul sau acest domn pe nume Spână. O să aflăm despre asta în momentul în care un procuror general va fi totuși liber de politic și va face dosare penale nu pe criterii politice, nu pe criterii de clientelă, nu. Va face dosare penale așa cum scrie la carte. Este fapta, da? Nu. De genul Bâlbu cel vec. Statiu noi idiom, da. Eu de ce vă întrebam? Pentru că iată, mi-aduc aminte când ați votat și dumneavoastră, fiind la guvernare, declarația aia cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova. Mult s-a vorbit despre această declarație. Da. N-a avut niciun efect juridic ieri, niciodată. Cum nu a avut? Au avut efecte juridice inițial, s-au produs anumite efecte juridice, dar s-au oprit la un moment când noi am ajuns să inițiem comisii. Iată, în această hotărâre, numărul 39 din 2019, dacă despre ea vorbiți, nu? Așa este. Da? Nu doar că am votat-o. Eu am fost inițiatorul ei și am fost inițiatorul ei înainte ca să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova. Mai apoi a fost redactată de doi domni, domnul Munteanu și domnul Slusar. Și mai apoi am dat-o colegilor noștri de la PAS. Uh-huh. Care au ciopărțit-o un pic și după asta nu am mai vrut să o implementăm. S-a ajuns la comisii. Și una dintre comisii pe care nu ar fi vrut să o ducem la bun sfârșit a fost chiar 7 aprilie, că am văzut că zilele astea s-au mai dat unii cu părerea de 7 aprilie. Da, an de an este așa o tradiție, este trebuie o tradiție, să ne mintim. Da. Dar nu trebuie să ne dăm cu părerea, nu trebuie să vărsăm lacrimi foarte multe. Lacrimile păstrate acolo, dar e bine să reparăm ceea ce s-a făcut greșit atunci. Da? De ce înseamnă au ciopărțit-o cei din PAS? Vă referiți la lista aia despre care se vorbea că ar fi instituții captive, aici e vorba de Procuratorul General, Sistemul Judecătoresc, CNA, ANI, CEC, SIS, Banca Națională. Pentru că întreba cineva, Dragoș Galbur, dacă nu greșesc, Partidul Național Moldovenesc, de ce, cu ce ocazie, niciodată n-a fost copana atinsă scumpa noastră curte de conturi, în frunte cu deja fostul președinte al acestei curți, domnul Marian Lupu, care recent și-a încheiat mandatul. Ori pe domnul Lupu câtă bătaie a luat doar pentru că a fost mulți ani membru al Partidului Democrat, adjunct al lui Vladimir Plahotniuc. Vedeți, dumneavoastră, pe mine nu mă interesează nici numele Lupu și nici performanțele lui din trecut, nici nu. Pe mine mă interesează un singur lucru și aici, dacă mi-a spus problema de ce nu este Curtea de Conturi, pentru că anume Curtea de Conturi a fost solicitat de către doamna guvernare să fie scoasă. Doamna guvernare este doamna Maia Sandu? Dacă dumneavoastră vă place așa, spuneți așa. Eu vreau să fie corect. Corect suntem cu toții. Bine. Deci, ei au fost cei care l-au scos. Atunci, cunosc asta și domnul Slusa și domnul Munteanu și toți colegii mei, nu prea ne dădeam seama cam de ce, cam care sunt raționamentele. Mai apoi, însă, astăzi, îmi dau seama pentru că, cum să zice, la
La dumneavoastră acolo, la nord. De unde sunteți dumneavoastră? Unde mergeți în vacanță? Eu sunt de aici, mă duc la socri, la Iedniță. La Iedniță. La Iedniță se spune, ați bancat, dați banca. Domnul Lupu, cel pentru care în 2016 eu m-am retras din cursă, ca să n-ajungă sau din cauza, sau ca el să nu ajungă în turul 2 și noi să mergem ca la abator, știți, în turul 2 și să votăm, Doamne ferește, să votăm unul dintre candidații lui Plahotniuc. Nu. Eu m-am retras atunci tocmai ca Lupu să nu mai facă parte din guvernarea Republicii Moldova. Ei bine, el a stat, bine mersi, cu președinta noastră în funcție și cu actuala guvernare, de la cap la capăt. Pentru că funcția este inamovibilă, dacă nu greșesc. Și? Dar nu era inamovibilă și funcția lui Stoianoglu? Era. Și atunci? S-a schimbat legea. Trecem la alt subiect, mulțumesc, domnul Gonța. Asta le cunoașteți foarte bine. Nu știu, domnul Galbur, eu înțeleg că a avut o preocupare și el, cum am avut-o și eu. Asta era întrebarea mea. Nu am probleme cu domnul Lupu. Dacă este un bun specialist, dacă este un bun, nu știu. Cert este că a fost exponentul lui Plahotniuc la alegerile din 2016, în care nu mi s-a permis să candidez. Nu vi s-a permis? Da, pentru că nu pot. Pentru mine preocuparea mea era țara, nu era propria persoană. Și atâta timp cât doamna nu... Până acum se zice faptul că dumneavoastră totuși ați greșit atunci când v-ați retras, pentru că ați reușit să-l învingeți pe Dumnezeu. Mai multă lume vorbește despre asta. Am văzut și mai multă lume iese din fieful Partidului Democrat, care spune că aveau sondajele care mă arătau peste doamna. Doar că, na, eu n-am avut nici casă de sondaje, n-am avut nici parteneri cu sacii de bani în spate și așa mai departe. Dar asta este trecut, domnul Gonță. Eu m-aș bucura să vorbim noi despre ziua de azi și perspectivele oferite de lumea în care trăim. Complicat cu perspectivele. Vreau ce să vă întreb. Deocamdată asta să vă întreb. Dumneavoastră, la alegerile prezidențiale din anul 2020, în turul 2, ați fost la votare? Cum să nu? Atunci erau doi candidați, vă amintiți, doamna Măsandu și domnul Igor Dodon. Da. Domnul Stas, pentru cine ați votat? Păi da, ridicați arhiva și veți vedea. Doar că am votat, am făcut și îndemnul de a să ieși la vot și de a vota. Pentru cineva anum. Pentru doamna Măsandu. Mai contează cum? Contează pentru următoarea întrebare. Haideți, spuneți. Și dacă se repetă istoria asta cu turul 2, iarăși Igor Dodon și doamna Măsandu, pe cine votați data asta, domnul Stas? Mă, nu vedeți că eu am făcut de atunci niște școală. Nu mai repetați aceeași greșeală. Dar eu sper să avem și altceva. Eu, vedeți dumneavoastră cum se întâmplă? Noi tot călcăm pe aceeași greblă. De ce călcăm pe aceeași greblă? Păi, dar de ce ar trebui să mai avem și în 2000? În 2016 am avut în turul 2 aceiași oameni? Da. În 2020 am avut pe aceiași oameni? Da. Dar în țara asta nu mai sunt oameni bun să ajungă președinte? Da, sunt? Cu siguranță. Domnul Gonța, faptul că la posturile de televiziune sunt aduși aceleași fețe, aceiași oameni, iar și sunt lăsați pe din afară, profesori, medici, oameni din domeniul culturii, oameni din domeniul juridic, spre exemplu, care își fac datorii acolo, sunt atâția și atâția oameni buni. Faptul că ei nu apar la televizor nu înseamnă că ei nu există. Trebuie căutați. Nu neapărat să duci să-l cauți în străinătate un specialist la Banca Națională. Bun. S-a pus un specialist la Banca Națională. Dumneavoastră credeți că nu erau specialiști mai buni în Republica Moldova decât doamna... Dragu. Cu tot respectul. Sunt sigur că este un specialist foarte bun. Dar eu sunt încrezător și chiar cunosc oameni care puteau face față acestei funcții. În același context, sau ați auzit și dumneavoastră că vine cineva cumva de la București să fie procuror general al Republicii Moldova? Sunt asemenea discuții, sigur că da. Sigur, dar asta e un... De ce nu s-a făcut asta la începutul mandatului, dacă chiar s-a dorit? De asta vă spun, lucrurile s-au făcut fără viziune. Nu a existat niciun fel de viziune cu privire la reforma procuraturii, spre exemplu. Ai luat legea, ai făcut tot ce este bine de făcut în ea, nu modifici legea prin acte neconstituționale, cum mi s-a propus nou în 2019. Și am căzut. A căzut un guvern din cauza unui act neconstituțional. Regret. Sincer, regret că nu am fost mai vocal atunci. Am încercat să o conving pe doamna
prim-ministru de atunci că nu este bine, că este împotriva firii, este împotriva principiilor, este împotriva Constituției, a Convenției Europene de Drepturilor Omului, a bunului simț la urma urmei. Nu poți face așa. Reforma se face, vă spun încă o dată, se face... Sau, haideți să înțelegem un lucru. Nu poți să te bați cu ilegalitățile făcând alte ilegalități. Putem cădea de acord aici? Putem. Da. Total. Asta am propus și asta propun în continuare. Să revenim la normalitate, la legalitate, la dialog, la consens politic. N-a fost nici în timpul nici Plahotniuc, nici acum nu avem asta, da? Consens politic? Dar eu vreau să vă spun că am avut la un moment în 2018, pardon, cred că eram în iulie, trebuie să ridic hârtia, și pentru modificarea sistemului mixt de vot, sistemului de vot într-unul mixt, era nevoie de consens politic. Plahotniuc nu l-avea, iar eu l-am realizat. Am pus pe aceeași hârtie semnătura lui Voronin, semnătura lui Usatăi, semnătura lui Viorel Cibotaru de la Peledemie, semnătura celor de la PAS și semnătura mea. Doamna guvernare se temea să stea lângă Usatăi acolo. A spus că nu, eu știu cumva lângă Viorel Cibotaru, să nu fie lângă Usatăi, lângă semnătura la Usatăi sau la Voronin, mai tâmpă așa ceva. Dumneavoastră înțelegeți? Asta este marea problemă, pentru că tu când ești președinte, când ești premier, când ești un om de stat, pretins om de stat, tu ești obligat, tu ești condamnat să cauți soluții, să cauți compromis. Căutăm soluții și compromis peste câteva clipe de publicitate. Voiam tocmai să vă întreb dacă nu intenționați candidați la șefia statului, dar trebuie să o luăm acum. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Noi, domnule Năstase, un piculeț am vorbit mai devreme despre acest referendum. Până mai ieri noi nu știam despre ce vorbim. Știam că este un referendum. Ieri deja am aflat ce fel de referendum avem. Ce facem la acest referendum în ziua când se va desfășura? Dar se va desfășura? Bun, ieri a fost un fel de discuții publice la Parlament pe subiectul ăsta. La 8 apare proiectul referendumului, la 9 încep discuțiile publice. Acest exercițiu este legat, în mod impropriu din punctul meu de vedere, în mod nefiresc, este legat de scrutinul prezidențial. Așa e sau nu? Dumneavoastră personal, domnul Gonță, acum dumneavoastră sunteți un cetățean, s-ar putea să doriți într-o bună zi să candidați la președinție. În momentul de față, sunteți sigur că se va produce acest scrutin prezidențial? În octombrie sau în toamnă? De ce n-aș fi sigur? Nu știu. Vă întreb dacă sunteți sigur. Nu știu. Dacă sunteți sigur, îmi spuneți că sunteți sigur. Sunt sigur. Am înțeles. Ok. Dacă se va produce scrutinul și s-a luat decizia, și am văzut că și Curtea Constituțională a vorbit în acest sens, înseamnă că se poate produce. E oportun acest exercițiu în momentul de față, din punctul dumneavoastră de vedere? Nu știu, răspundeți dumneavoastră. Bun. Eu v-am spus ceva mai înainte. Eu aș fi făcut-o așa cum o fac toate statele civilizate. Cum o fac regula. Eu n-aș fi vrut să fim excepții de la regulă. Asta însemnând că referendum trebuia să se producă la finalul unor îndelungate. Și atunci vom avea. Mi s-a spus deodată că acum avem și atunci tot vom avea unul. A, deci vom mai avea încă unul. Da. Și atunci, dar de ce el este nevoie de asta? Ca să reconfirmăm angajamentul nostru. Păi da, dar noi l-am confirmat angajamentul nostru în 2005. Așa ne-au zis acum. Am înțeles. Hai, dacă tot ați vorbit despre asta. În 2005, printr-o hotărâre a Parlamentului, nu aș putea să vă spun 100%, 101 sau 100 de deputați. Aproape unanim a fost, da, de acord. E aproape unanim sau unanim. Dar un consens politic quasi total, dacă nu total, așa-i? Da. Știți cine era la guvernare atunci? Comuniști. Comuniștii erau la al doilea mandat, așa-i? Sau la al doilea mandat. Ei au reconfirmat ceea ce spunea Constituția și ceea ce este firesc. Noi suntem partea Europei, noi acolo trebuie să ne regăsim și drumul nostru strategic este integrare. În 2013, cu ocazia semnării acordului de asociere, s-a reconfirmat acest lucru, nu? Printr-o hotărâre a Parlamentului. Eu vreau să vă spun că în locul doamnei guvernări, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș fi reușit un consens politic național în cadrul actualului Parlament. Eu am văzut modificările de statut recente ale socialiștilor, care spun cu integrarea europeană, da, cu anumite nuanțări,
suveranitate, cu interesul național, da, nu se fac acum publicitate socialiștilor, vă dați seama. Totuși, cred că s-a putut face un consens politic în cadrul Parlamentului Republicii Moldova și se putea trece la o altă etapă, la etapa nu a hotărârilor de Parlament, ci la etapa unei legi constituționale. Fără a face acest efort, și anume referendumul. Pentru că referendumul comportă, pe lângă bani, pe lângă resurse financiare, eforturi din partea celor care îl susțin, din eforturi din partea cetățenilor, mai comportă și niște riscuri. În tinerețe, când făceam politică, un exemplu pentru mine era Charles de Gaulle, din Franța. El a fost cel care în permanență a apelat la referendum. Tot de referendum se pare că am făcut politic. Dar asta e o altă temă. Eu sunt susținătorul referendumului, organizat în condițiile legii, în condițiile Constituției, în condițiile a tot ce înseamnă statul de drept. Și realizat în interesul cetățenilor și al țării, nu în interesul unui grup politic sau unui personaj politic. La întrebarea dumneavoastră, punctual, ori de câte ori voi fi întrebat, oficial sau neoficial, dacă integrarea europeană este calea noastră strategică a Republicii Moldova, voi spune da. Dar nu vreau să fiu păcălit și nu vreau să fiu tratat în halul în care sunt tratat eu. Tocmai pentru acest lucru am hotărât să ies astăzi în spațiu public. Și pentru acest lucru. Pentru că lucrurile merg foarte prost în țară, sub aspect economic, sub aspect social, sub aspectul juridic, sub justiției, a reformelor, da? Inclusiv având în vedere riscurile la care ne supune doamna guvernare la următorul scrutin. Inclusiv riscul revenirii forțelor care în 2019 au fost alungate. Totuși, se va insista pe întrebarea, ce personal veți face în ziua alegerilor? Luați acel buletin? Păi da, am răspuns la întrebarea asta. Legal sau ilegal? Formal sau informal? Corect sau incorrect pus întrebarea, tot da va fi. Clar. Dar votul prin poștă pentru diaspora noastră din Statele Unite și din Canada, ce credeți despre asta, inițiativa asta? Deja votat în primă lectură. Domnule Gonța, eu am candidat în... sau cei din diaspora au avut posibilitatea să voteze pentru mine doar în 2020. Da? Și un pic în 2019. Pentru cei de la guvernare, diaspora noastră a făcut un efort uriaș. Cred că aici putem cădea de acord cu toți. Un asemenea efort, nu știu dacă s-a mai văzut în undeva. Poate armenii au o diaspora mai, în primul rând, mai mare decât a noastră, dar nu știu cât e organizată. Dar noi am avut o diaspora extraordinar de implicată, mai ales la ultimul scrutin. Așa este. Și eu am avut așteptări, pentru că și eu am mers în diaspora, am vorbit cu oameni, am vorbit cu doamnele care aici erau profesoare, erau învățătoare și acolo, sau medici și acolo sunt obligate să îngrijească de părinții altora, de copii altora, de, da? Și iată, eu am încercat să fac atât cât am putut eu și oamenii care trăiesc în Germania, spre exemplu, cunosc ce am făcut pentru ei, în alte părți la fel. Dar m-am așteptat la actuala guvernare să nu se limiteze doar la câte o diplomă, dată pentru participarea la alegeri sau participarea în comisiile electorale. Oamenii de acolo mă sună aproape zilnic. Nu vreau să exagerez, dar cred că în fiecare zi am câte un mesaj sau câte un telefon și spus, domnule Năstase, vă rog să mă scuzați. Am greșit. Știți cu ce m-am ales eu? M-am ales cu o diplomă de la Grosu și cu șumon la vamă. Mai trimit oamenii acasă cu ceva. Nu avem locuri de muncă să ne întoarcem acasă, ni s-au promis locuri de muncă bine plătite, ni s-au promis anumite facilități cu vama și am văzut, nu erau bucuroși de ele, ni s-au promis reintegrare de familii acasă, ni s-au promis faptul că dacă vom aduce banii acasă, o să putem să ne dezvoltăm afaceri. Sunt foarte mulți oameni care au venit și au băgat bani în afaceri aici și au pierdut. Fie că au dat de birocrație, au dat de cumătrism, au dat de clientela guvernării și așa mai departe. Nu au locuri, ăștia nu sunt acceptați prin
prin... Actul guvernării. Actul guvernării, și, da? Iată ce s-a ales diaspora noastră în momentul de față. Și îi atenționez, o atenționez pe doamna guvernare. Bătaia de joc la care au fost supuși oamenii din străinătate le va juca festa. E o mare, mare problemă. Cine se așteaptă că vor ieși oamenii atât de masiv la următorul scrutin, se înșală. Pentru că oamenii nu mai cred. Iar oamenii vor altceva. Ei vor ca promisiunile făcute să se realizeze. Iată, le se dă vot prin corespondență. Votul de corespondență. Cui li se dă votul prin corespondență? Ai moldovenilor din Moldova, din Italia. Nu. Din Statele Unite și din Canada. Tot respectul pentru acei domni care sunt atât de departe de casă. Eu comunic și cu oameni de acolo, oameni care lucrează pe tiruri, oameni care au afaceri acolo. Dar poți să ai toți banii de pe lume, tot acasă te întorci. Eu eram bine mers într-un spațiu civilizat, într-un spațiu de securitate în Germania, tot acasă m-am întors aici. Și nevasta mi-a adus-o și copiii, îi educ aici. Dar știu cât le este de greu celor de acolo. Știu că distanțele acolo sunt mai mari decât, de exemplu, în Italia sau în Franța sau în Germania. Dar totuși, și cei din Franța, și cei din Italia, și cei din Germania au făcut niște drumuri. Lor de ce nu le dăm acest drept? Că e proiect pilot. Păi dacă este un proiect pilot, de ce îi facem să aibă efecte juridice? Noi putem să facem acest exercițiu în paralel. Iată ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi întâmplat asta. Dacă ești pregătit pentru un asemenea proiect, îl dai la toată diaspora. De ce nu? Dă-o și la cei din toată Europa, în primul rând, pentru că sunt mai masive aici dislocați, dă-o și la cei din Est. Dă-o pentru toți. Așa este corect. Domnul Gonța, credeți că eu nu înțeleg lucrul sau dumneavoastră nu înțelegeți? Că poate cei din... Eu la Moscova, când am candidat noi la parlamentare, n-am luat foarte mult. Știți, chiar pe circumscripție. Nu s-a luat foarte mult acolo. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te duci la oamenii de acolo. Din opoziția de dreapta sau din eșchierul de dreapta, așa, doar eu am fost la Moscova, împreună cu domnul Pavlovski, împreună cu domnul Slusar, dacă vă amintiți, nu? N-am mai văzut niciunul. Se mai duceau cei din stânga. Deci, tratamentul pentru oamenii noștri duși în străinătate, indiferent unde s-ar duce, trebuie să fie același. Și asta e unul corect. Nu să-ți amintești de ei doar la alegeri, ci și între aceste scrutini. Și repet, din păcate, oamenii noștri s-au ales doar mulți dintre ei cu niște diplome și cu nimic mai mult. Și doar promisiuni deșarte sau nerealizate. Așa că, dar acum, haideți, acum la modul general. La modul strict. Știți dumneavoastră că în Austria, dacă bine mi-amintesc, niște alegeri au fost anulate. Rezultatul unor alegeri au fost anulate. Știți pe ce motive? Ceva cu votul ăsta prin poștă. Prin poștă. Pentru că erau deschise niște plicuri. Da. Înțelegeți despre ce vorbesc? Vorbim despre Austria. Nu vorbim despre Republica Moldova. În mâna cui este astăzi Comisia Electorală Centrală, în mâna cui este astăzi sunt toate instituțiile statului. Păi noi am fost împotriva acestui sistem când era controlat de un singur partid, de Partidul Democrat. Noi am fost împotriva. Împotriva votului electronic, pentru că spuneam, nu este oportun în momentul de față, nu este corect. Când o să eliberăm instituțiile statului, când le vom depolitiza, cele de reglementare și cele de control, atunci vom merge la acest exercițiu. Ca să fie foarte clar, eu mă bat pentru ușurarea acestui mod de, sau acestor exerciții democratice. Dar ele trebuie făcute în condițiile legii, ele trebuie făcute în interesul cetățeanului, nu în interesul celui care trebuie să fie votat, ci în interesul celui care votează. Asta e marea problemă. Înțelegeți? Merge pe sens invers. Nu cetățeanul trebuie să slujească statul, statul trebuie să fie în serviciul cetățeanului. Apropo de pe cine slujește, noi ultima dată când ne-am văzut prim-ministru al Republicii Moldova era doamna Natalia Gavrilița, dumneavoastră, deși ați fost și atunci foarte atent, dar spuneați că nu prea vedeți rezultatele despre care mi s-a spus că vor veni. Haideți că avem un nou prim-ministru. Nici aici rezultate sau ceva, totuși este vreo diferență între aceste două rezultate ale executivelor? Este diferență în modul de abordare, se pare. Așteptările mele sunt mult mai mari decât ceea ce ne se prezintă, pentru că tot ce am vorbit eu până acum, da? N-am vorbit doar despre spânul. Nu? Am vorbit despre guvernare, cu tot ce înseamnă ea. Președinte, parlament, guvern, prim-ministru, miniștri,
secretar de stat, care n-aș fi vorbit de secretar de stat niciodată. Pentru că, în modul nu prea trebuie să vorbim despre ei. Ei trebuie să îndeplinească funcțiile executorii acolo, care să... și nu prea să fie atinși. Dar nu vedeți dumneavoastră că îi schimbă pe toți, numai să fie de aici, de la Măgdăcești, sau nu știu de unde, nu? Ratuș. La Ratuș, nu știu. Nu este corect. Cu ce sunt mai buni ăștia decât ceilalți? Sunt oameni buni. Bun. Dar dumneavoastră și cu trolling-ul ăsta, dacă nu vă supărați. Care trolling? Tot îmblați cu pixul ăsta galben, așa, în fața mea, de parcă... Eu pură coincidență. N-am nicio treabă pură cu culoare. Coincidență. Ați postat o fotografie cu cele mai frumoase lalele galbene de pe lumea asta. Ați postat? Am postat o fotografie și erau și lalele galbene. Și cineva m-a întrebat, și cu trolling-ul ăsta? Și mă întreb și eu ce. A fost fericit și dumneavoastră că aeroportul a fost luat din gestiunea domnului Ilan Șor și a ajuns în gestiunea, cum spuneți dumneavoastră, doamnei guverne? Pentru că aeroportul internațional Chișinău să fie preluat de la Șor, în custodia căruia a ajuns în mod ilegal, inclusiv cu votul doamnei guverneri, eu am muncit, am luptat, ne-am riscat sănătatea, viața. Iată ce s-a întâmplat mai apoi. Iar despre aeroport, cred că cel mai bine este să luați intervenția mea din cadrul guvernului, în care am propus să rezolvăm problema la guvern. Și doamna guvernare mi-a spus să mă duc la șeful Consiliului de Securitate al statului, care era președintele Dodon atunci. Vă amintiți această evenție, nu? Deci, în ce privește aeroportul, eu am o experiență serioasă acolo. M-am bătut și cu acțiuni civile, au făcut-o și alte partide, partidul PLR de pe atunci, am făcut-o și noi. Grav este că cei care l-au preluat de la Șor n-au mai știut să-l gestioneze. Ori statul, nu știu cum se întâmplă că cât nu este la dânsul, spune că trebuie să-l întoarcem la stat, iar când ajunge la stat, fac tot posibilul ca să nu poată gestiona. Eu l-aș întreba pe acest domn Spânu, sau pe domnul Dorin Recean, sau pe domnul Alaiba. Domnilor, dar de ce un privat poate gestiona, dar voi nu puteți gestiona? Am înțeles. Dacă nu puteți, ne-am clarificat. Nu puteți. Dar când îl dați altcuiva, nu vreți să o faceți în mod civilizat, în mod legal, în mod corect? Eu atâta. Eu acum mă uit ca un observator acolo. Nu am foarte, foarte multe date cu privire la acest dosar. Cert este că o fac și aici de îndoasele. Fără niciun fel de eficiență. Cum se numește firma asta? Москва слезам не верит. Este așa o secvență acolo. Через 20 лет ничего не будет, кроме телевидения. Și fetița întreabă, ну что-то будет? Нет, будет только телевидение. Deci voiam să vă întreb, ну ceva, что-то bun, este în țara asta care se face, domnul Năstas? Cu siguranță este. Ce? Lucrurile foarte bune pe care actuala guvernare, spre exemplu, le contestă. Eu am văzut niște funcționari, deci în 30 de ani nu s-a făcut nici în Republica Moldova. Și eu vreau să spun că s-a făcut. Dar puteai vopsi că atâta s-a construit, spre exemplu. Da? Cu siguranță s-au făcut și lucruri bune. Nu dacă... poți să spui, stai un pic. Stăm, dacă ce? Acum, ei ies în fiecare zi și vă spun câte lucruri bune s-au făcut. Vreți să vin eu la emisiune și să vă enumer ce a făcut el? Acum să mai fac încă o listă ca și Andrei Spânu. S-au făcut încă 500 de metri de pavaj. Da? Guvernul construiește așa un program. Da. Apreciați acest program? Dom'le, unii prima casă era la Hătniuc, așa, strivită, și alte proiecte. Știți dumneavoastră câți dezvoltatori își pierd angajații în momentul de față? Dumneavoastră știți câți oameni de afaceri își închid afacerile astăzi? Dumneavoastră știți că exodul din Republica Moldova astăzi a atins cote inimaginabile? Și atunci, micile performanțe pe care le-au făcut actuala guvernare sunt foaie verde pe lângă ce dezastru care l-au adus în țară. Oamenii pleacă din țară. Oamenii pleacă, nu-și mai iau doar numai copii, repet asta. Își iau și părinții în vârstă să-i ții acolo, pentru că aici nu au unde nu au cum să-i întrețin. Despre asta vorbesc. În rest, sigur că sunt anumite lucruri pe care nu-i menirea mea să-l completez pe domnul Spânu cu performanță. Dar totuși, de ce expresia "за граница нам поможет" nu prea a mers? Bun, oficial sunt câteva miliarde, doar că lumea are o întrebare. Unde sunt banii? Iată, de asta ar trebui să se ocupe domnul procuror general. Când vorbesc de domnul procuror general,
Nu mă refer la el. Nu el trebuie să instrumenteze cauzele, dar el trebuie să dea tonul. El trebuie să spună, ok, băieți, așa s-a întâmplat că dosarele lui Plahotniuc, lui Șor, lui Andronache, lui Cutare au fost compromise. Gata, sunt în instanță, se ocupă instanța de judecată, ok. Dar stai că noi avem și alți clienți. Nu? Cei care s-au ocupat de gaz în Republica Moldova, cei care s-au ocupat de electricitate în Republica Moldova, nu e așa? Cei care s-au ocupat de fondurile venite în sprijinul depășirii crizei pandemice. Iată, numai trei. Trei anchete care pot fi făcute, nu? Și atâtea altele. Păi cum ți se pare dumneavoastră să avem atâta tăcere legat de achizițiile astea de gaz? Când pe piața internațională avem la 27 sau până la 30 de dolari, iar aici aflăm că a fost cumpărat cu 90-92. Doamna Stasă, eu vă amintesc că doamna Veronica Drăgălină, șefa Procuratura Anticorupției, domnul Igor Grosu, domnul Dorin Răcean, da, doamna Maia Sandu, toți au declarat că noi corupții la nivel mare nu avem. Ei sunt judecători? Vreau unul dintre ei este judecător? Eu am văzut că unii se dau cu părerea cu privire la anumite decizii judecătorești. Eu am fost cel care am contestat foarte multe decizii, inclusiv până la CEDO. Dar nu m-am apucat eu să mai ales de la tribuna guvernului sau a parlamentului să pun la îndoială niște hotărâri judecătorești. Contest la a doua instanță, la trei, la patru. Așa e corect, așa e normal. Dar întrebarea mea este, vi se pare normal că atunci când vine cineva, un expert din societatea civilă, care este mai aproape de un alt partid decât sentimentele mele, da? Și spune, domnilor, iată s-a greșit aici, s-a făcut aici, s-a furat aici și așa mai departe. Și în loc să iasă procurorul și spună, noi vom ancheta, iese doamna președinte. Bă, transmit tuturor, totul este ok. Andrei a acționat, nu Andrei Năstase, ca să fie clar, da. Andrei Spânu a acționat foarte și foarte corect. Stai, domnule, avem procuratură sau nu avem? Avem justiție sau nu avem? Avem instituțiile statului care trebuie să fie separate în activitatea lor, că așa ne spune în Constituție, așa ne spune în principiu vechi, la Montesquieu încoace. Nu poți, că atunci li se leagă mâna judecătorilor. El se spune, stai, noi trebuie să o contrazicem pe doamna președinte. Ori doamna președinte azi la noi este icoană. La ei. La ei, nu știu, la noi în țară atunci. A, da. Da? Aici e marea problemă. O invit pe doamna guvernare, pe toți cei din actul guvernamental, să respecte legea, să-și facă, uite, premierul are competențele sale, să facă tot ce stă în putere în baza competențelor sale. Președintele să fie un președinte al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Al tuturor. Și a celor din Găgăuzia, și a celor de la Iedineț, de la dumneavoastră, de la mine, de la, din Telenești, și a celor din diaspora, și a celor din diaspora din vest, celor din diaspora de est, nu doar a celor care ne-au votat, nu doar a membrilor partinici. Pentru că noi, eu personal, nu mai vreau să am în turul 2 de ales între președintele unui partid și președintele altui partid, ca apoi să am unul dintre acești președinți, președintele țării. Pentru că ei ne-au demonstrat, apropo la ceea ce îmi spuneați dumneavoastră, că nu s-au lepădat niciodată de haina partinică, nici unul, nici altul. Deși și unul și altul a promis acest lucru, nu? Deși și pentru unul și pentru altul avem Constituții care ne spune acest lucru, nu e așa, domnul Gonță? Așa e. Și atunci, nu aștept de la acești domni și doamne să se conformeze Constituției. Pentru mine, Constituția este, bine, păstrăm totuși diferențele totuși, nu? E ca o Biblie de asta pe pământ. Nu poți să o încalci așa cum vrei tu, atâta timp cât ea există. Putem să o modificăm, putem să discutăm dacă e bine, dacă nu e bine. Dar nu putem să o încălcăm, atâta timp cât ea este în vigoare. Dar să încalc și asta nu e bine. Eu nu fac trolling. Pe bune, voiam să vă întreb despre participarea la prezențiale, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate. După care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. De multe ori n-ați fost dumneavoastră totuși la emisiune, pentru că noi suntem în ultima parte, subiecte așa de multe. Domnul Andrei Năstase,
Dumneavoastră, vă gândiți să candidați la funcția de președinte la Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an, mai exact, toamna acestui an? Nu, Negoță. Au fost anunțate alegerile. Deocamdată nu. Atunci, știți când mi-am înaintat eu candidatura la funcția de primar general în municipiul Chișinău? Când? Imediat ce am obținut acest... Am insistat, am făcut presiunile unei opoziții serioase, sănătoase și am obținut această posibilitate. Imediat ce s-au declarat că se vor desfășura. Și porneam atunci cu un handicap mare. Aveam 2,5%. Nimeni nu credea că se poate. Și s-a putut. Ceea ce pot să vă spun astăzi, punctual la întrebarea dumneavoastră, ca să nu întindem foarte mult, este că sunt pregătit pentru a participa. Și bineînțeles, niciodată să nu spun niciodată. Mai ales în condițiile în care nu avem o certitudine cu privire la acest exercițiu. Dacă și veți participa la aceste prezidențiale, o veți face independent? Și dacă voi participa și în ce calitate voi participa, cum voi participa, sunt sigur că dumneavoastră puteți fi primul care să afle. Mm-hmm. Dar știri oricum avem, da? Nu știu, dumneavoastră alergați după știri. Pe mine mă preocupă în momentul de față mai mult decât știrile dumneavoastră. Mă preocupă starea familiei mele, starea comunității în care fac eu parte, starea țării mele. Și... Dar pentru stabilitate, de ce să nu votăm încă o dată pe doamna președinte? Dacă... N-a reușit în primii 4 ani să fac ceea ce a promis. Poate va reuși în următorii 4 ani. Noi am mai făcut exercițiul ăsta în 2014, dacă vă amintiți, 30 noiembrie. Am suferit foarte mult atunci, pentru că din 2010 până în 2014 eu n-am stat pe... Chiar dacă nu făceam politică, eu eram în spațiu public, mă băteam cu lăndromatul rusesc, mă băteam cu atacurile Raider, cu furtul miliardului, cu cei care le săvârșeau. Și în 2014, în 30 noiembrie, oamenii au spus, hai să mai facem un ghinie țării. Și am mai votat odată pe cei care furau, da, pe cei care au împărțit instituțiile statului ca pe chiloți, scuzați-mă, ca pe niște bunuri acolo, ca pe, da? Între ei. I-am mai votat odată. Și n-a durat foarte mult și în 2015 am ieșit cu toții în stradă. Apropo, n-am văzut niciunul să fi vorbit zilele astea de 5 aprilie. 5 aprilie 2015, un punct de cotitură în istoria Republicii Moldova. Pentru că din 2009 până în 2015, 5 aprilie, niciodată nu s-a strigat în fața Parlamentului hoții. 5 aprilie 2015 s-a strigat hoții, dar puternic. Vreo 5.000 de oameni s-au strigat. Dar asta este trecut. Cred că am fost explicit și aici. Deci trebuie să avem alt președinte. Nu, uitați-vă, cine va fi președintele Republicii Moldova nu este decizia mea. Mulți merg pe stradă, ia că ați adus-o la putere, ați adus-o... Da, domnule, am avut și eu un vot ca și dumneavoastră. Adevărat, am avut o contribuție la debarcarea fostului regim. Am avut o contribuție esențială, scuzați-mă, dar cred că este cunoscut faptul că am avut o contribuție la modificarea Constituției Republicii Moldova în ce privește modul de alegere a președintelui, nu-i așa? Păi de ce să nu aveți o contribuție și la faptul că spicea actuala președinte? Vă întreabă unii. Nu, dar eu nu am o preocupare pentru a cădea actuala președinte. Sau nu am o preocupare pentru a veni fostul președinte. Preocuparea mea este ca Republica Moldova să aibă un președinte al Republicii Moldova în frunte. Nu un președinte al unui partid, nu un președinte al altui partid, nu un președinte al unui segment social, un președinte al altui, nu un președinte al unei națiuni, ci a tuturor conaționalilor noștri. Așa promit toți, domnule. Nu, stați puțin, domnul Gonța. De acord cu dumneavoastră, așa promit toți. Dar eu vă spun senin acum. Câți dintre ei au reușit consensul politic? Vă rog. E cam delicat de răspuns. Nu, dar nu e delicat. Că știți care e problema? Toată lumea promite și oamenii acceptă promisiunile. Eu invit pe toți cetățenii Republicii Moldova să fac un scurt exercițiu. Dom'le, atunci când fac ei promisiunea, am avut și promisiunile lui unul, așa altuia. Ia uitați-vă un pic în spate ce au făcut oamenii ăștia. Ce au realizat ei în spate? Mi-a fost vreodată partenerul USAT-ei? Ați protestat împreună. Nu, partener politic mi-a fost vreodată? Nu. Pasul a fost. Da.
Așa. Pasul am făcut. Mi-a fost vreodată partener politic Dodon? Sau socialiștii? Nu. Dar uite că atunci când trebuia de dat jos un regim criminal, cleptocratic, n-am avut o problemă cu toții să facem un efort pentru a da jos acel regim cleptocratic. Suntem diferiți. Țara noastră nu e făcută doar din alb și negru. În general, viața nu este doar din alb și negru. Iar cei pe care am avut noi până acum în fruntea statului, asta au făcut. Au divizat-o. Preocuparea mea nu este pe cine să-l dau jos, pe cine să-l pun acolo. Preocuparea mea este ca statul Republica Moldova să aibă în frunte un om care consolidează societatea, consolidează toate segmentele sociale din țară, face un efort prin inițiativele sale legislative ca viața oamenilor să îmbunătățească. Vă întreb un lucru, dacă se poate doar. A existat o inițiativă legislativă cu privire la modificarea Constituției astfel încât să se stabilească acolo că pensiile din Republica Moldova, da, nu pot fi mai mici decât coșul minim de consum, cum spunea înainte. Minimul de existență. Vreau să vă întreb un lucru, domnule Gonță. A fost apreciat acest proiect când erau înainte de alegeri. Toată lumea spunea, da, un proiect foarte bun, foarte bun, foarte bun. Năstase n-a ajuns în Parlamentul Republicii Moldova, nu? Dar în Parlamentul Republicii Moldova au ajuns foști parteneri ai săi. Au 63 de mandate. Spuneți-mi, vă rog, un asemenea proiect, de ce nu este adus pe ordinea de zi a Parlamentului de către președintele Republicii Moldova? Ca moderator și ca un președinte al tuturor. Domnule, să spună, uitați-vă, băieți, ce îndănim noi pe chestiuni ideologice, geopolitice, războiul din Ucraina, nu știu ce. Dar când e vorba de pensia oamenilor, iată, este un proiect, nu-mi place mie proiectul lui Năstase, dar uite, îl fac eu mai bun. Și vă invit pe voi, cei de la socialiști, să votați și voi chestia asta. Dacă nu vă place să-l fac pe-al meu, faceți voi unul, tot așa, și-l votăm noi. Ce le încurcă? În loc să fac un asemenea exercițiu, știți ce fac? Ce face doamna guvernare? Fac legi, adoptă legi, promulgă legi, care ce fac? Schimbă modul în care se indexează pensiile. Da? Nu conform inflației, da? A fost o derogare de la lege atunci. Da? Dar de două ori mai puțin. Iată, eu nu vreau un asemenea președinte. Eu vreau un președinte activ în limitele Constituției, în limitele legilor țării, dar în interesul cetățeanului, nu în interesul său. Nu să-și facă o preocupare din sine, din anturajul său, din partidul său, ci să-și facă o preocupare din Republica Moldova. Și atunci când Republicii Moldova este greu să pună prin plan soluționarea acestor probleme și nu reputația personală. Dar apropo, de ce președintele Igor Dodon și președintele Maia Sandu, chiar dacă legea le interzice, însă și Constituția le interzice, atât Igor Dodon mergea la ședințele de partid, cât și Maia Sandu la Partidul Socialist, cât și Maia Sandu la PAS. Da. Ambii spunând că, păi, am fost invitați. Așa am venit. De ce nu se modifică legea dacă nu merge ea la noi? Domnul Gânză, iarăși noi ne ducem în chestiile astea de formă. Că privește formele. Un președinte al țării este absolut normal să aibă discuții la diverse etape cu liderii politici, cu fracțiunile parlamentare și chiar cu anumite partide. Le convoacă la președinție sau pot merge chiar și în vizită, numai că dacă mergi la partidul din care ai făcut tu parte, trebuie să mergi la celălalt. Fă așa un cerc și du-te la toate partidele dacă ai ales acolo. Sunt sigur că un președinte putea fi invitat și la un alt partid decât partidul din care face parte. O mai fost la alte partide? Aici e mare problemă. Dumneavoastră discutați de vizite, de nu știu acolo. Vrea să duc în vizită, nu să duc. Problema de principiu. Dom'le, în momentul în care ai ajuns președinte într-o țară, fii bun să fii președinte și acelui care nu te-a votat. Nu doar acelui care te-a votat. Să fii președinte și altor exponenților altor partide, nu doar a partidului din care faci tu parte. Despre asta vorbim. Așa, dacă ne ducem pe că s-o dus, că nu a venit, că o să spună, domnule, am fost la alt partid. Da? O să-ți găsească un satelit din ăsta sau un spoiler, că au avut. În campania trecută au avut spoiler. Da. Asta nu-i bine. Deci nu vreți să-mi spuneți dacă candidat sau... Nu, dar v-am răspuns la întrebare. Acum, noastră... Știți ce vreau să vă întreb? Sunt sigur... Dacă se va întâmpla să candidați, eu am auzit câțiva politicieni de la Chișinău, care spuneau că nu este exclus că pe dreapta ieșchierului politic
vor apărea anumiți candidați pe dreapta aici, chiar. Candidați care se implică în această cursă, anume pe dreapta șchierului, ca, deci cu o săptămână înainte sau două înainte de alegeri, zic drag popor, națiune și norod. Din cauza faptului că Rusia se la vamă, da? Războiul hibrid este inevitabil și manipularea prin tăcere este mai periculoasă decât propaganda prin omisiune, mă retrag în favoarea doamnei Maia Sandu. Să o facă? Nu o să o faceți cum v-aș dumneavoastră. Că n-am stabilit că candidez, nu? Am spus, sunt pregătit pentru un asemenea exercițiu. Și dacă? Și cine intră într-o asemenea campanie, nu intră ca să susțină un candidat sau să retragă în favoarea altui candidat, nu? Am făcut-o eu. Ați mai văzut unul ca și mine? Nu. Am făcut-o atunci când era în interesul cetățeanului, în interesul țării, să producă acest lucru. Cred că astăzi, în interesul țării, după mandatul unuia, mandatul altuia, în interesul cetățeanului Republicii Moldova este să vină un alt fel de președinte. Un președinte al Republicii Moldova, un președinte al cetățenilor, un președinte al faptelor concrete duse la bun sfârșit, în interesul cetățenilor. Un președinte care renunță la sine în interesul conaționalilor săi. Renunță la reputația sa, renunță la multe lucruri. Înțelegeți? Asta eu îmi doresc. Acum, fiecare președinte sau fiecare candidat în campanie electorală vine și spune despre celălalt cât e de rău, că el e cu rușii, că el e cu occidentalii, că el e cu cutare și cu tare. Și unul și alții uită de ceea ce este mai important. Prerogativele pe care le dă Constituția, posibilitățile pe care le dă legile țării, statul, această funcție. Deci, mai puțin se vorbește despre proiecte, mai puțin se vorbește despre perspective, despre viziunile fiecăruia. Fiecare începe să analizeze, așa la culoarea roșie. Aha, dar asta e culoarea galbenă. Unui parci galben, altul roșu, altul cu străinătatea. Mai nou salbaștri deja unii. Mai nou, da, probabil nu ne mai place culoarea. Au compromis și culoarea galbenă și au trecut la culoarea lui Plahotniuc. Sau... Trebuie să-mi schimb pixul. Nu știu, vedeți. Glumesc. Dar din asta vi se pare normal să furi startul la campanie electorală doar cu referendum? Nu mi se pare corect. Dar eu v-am spus. Domnul Stas. Da, pentru integrare. Dumneavoastră a fost președintele Platformei Demnitate și Adevăr. Ați fondat formațiunea respectivă. Da. Cum nici nu sunteți parte a acestui partid. Nu. Ia spuneți-ne, vă rog frumos, sunteți mândru sau sunteți dezamăgit de ceea ce este, la ora actuală, Platforma Demnitate și Adevăr? Eu am lăsat un fel de, nu știu cum să spun, ultima mea declarație făcută de la tribuna Congresului, poate fi citit în presă, am spus cum văd eu perspectivele, mi-aș fi dorit sigur că mai mult să, cei care au rămas acolo să facă mai multă performanță, așa cum m-au promis. Avem ce avem, știți cum, e mai complicat mie să analizez. Cred că cel mai bine să o fac analiștii politici, să o fac, nu știu, eventual alți lideri politici. Nu știu, cred că dumneavoastră sunteți persoana numărul unu indicată care trebuie să spun. Da, dar dacă nu mai sunt implicat în procesele de acolo, urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă. Iată, încercarea de a coagula câteva forțe politice. Cred că această încercare poate fi dusă la bun sfârșit, dar nu trebuie de amânat foarte, foarte mult. Ar putea fi cooptate, probabil ar fi bine să coopteze și alte forțe politice acolo. Va fi complicat, din punctul meu de vedere, dacă nu vor identifica, am înțeles că vor să identifice un candidat comun. Noi având experiența cu Chișinău, spre exemplu, când noi am mers împreună la locale cu cei de la PAS, iar cei de la PAS ne-au sabotat, pentru că candidatul nu era de la PAS, ci era de la Platforma DA. Și atunci, cel mai probabil, o fuziune ar rezolva aceste lucruri, o fuziune a celor care fac astăzi, pentru că așa înțeleg eu, că se dorește o fuziune în viitor. Doar că, dacă nu se va întâmpla acest lucru înainte de primul scrutin,
nu va fi eficient, pentru că cei de la un partid vor spune nu este candidatul meu, este candidatul tău. Deci, cel puțin la nivelul la care se află astăzi, cred că ar fi nevoie de o fuziune și pe baza acestei fuziuni toată lumea să știe că sunt partea aceluiași întreg. Se vorbește că al lor candidat unic ar putea fi domnul Alexandru Slusari. Bun. Eu am mers în campanie din 2020 cu domnul Slusari candidatură pentru premier. Adică am avut și continuu să am cele mai bune aprecieri la adresa sa. Domnul Sasă, dar ce s-a schimbat de când ați plecat dumneavoastră din politica mare până în ziua de azi, astfel încât traseismul politic deja a devenit o normalitate? Nu uităm ce se întâmplă în jurul acestui Partid Social-Democrat European. Da, lucruri grave se întâmplă astăzi și vreau să vă spun că dacă înainte noi contestam acest lucru la Partidul Democrat, care fura și de la Pelie, și de la Pelie de Mie, și vă amintiți, ei au fost campioni aici, nu ei. Vorbim de Plahotniu, care a reușit să corupă, a reușit să persecute oamenii care să-i atragă la el. Fix așa se întâmplă în momentul de față. Coruperea politică este la cele mai înalte cote astăzi. Îmi vorbesc despre PSD? Cunoașteți dumneavoastră care sunt promisiunile pentru acel grup? Pentru șeful acelui grup? O să le aflați. Curând. Așa se va întâmpla și atenționez pe colegii mei de la platforma DAS, s-ar putea întâmpla în curând să întâmple și cu ei. Așa. Bine, că s-a întâmplat cu primarii care au fost aleși încă în 2019 cu mine acolo. Asta e altă treabă. Dar încă s-ar putea să mai continui. Și aici avem o problemă. Chiar la dumneavoastră în studio, dacă vă amintiți dumneavoastră, am făcut o declarație și i-am îndemnat pe cei de la guvernare când au câștigat alegerile, am fanfar. Le-am rugat. Nu umblați la primarii altor partide. Lăsați-i pe oameni să-și ducă... Vă amintiți, la dumneavoastră, nu îi atrageți pe criterii politice. Nu faceți finanțări pe criterii politice. Dacă aveți guvernul, dacă aveți parlamentul, finanțați-i pe oricare dintre ei, pentru că acolo sunt oameni, indiferent ce culoare poartă... Chepca. Primarul. Chepca primarul, da. Okay. Ce culoare poartă primarul sau... Da? N-au făcut asta. E un proces permanent, continuu de corupere politică. Să dau funcții, să dau bani, să dau bani din bugetul public. Dacă Plahotniuc atunci mai îmblaște la buzunarul lui, în care veneau tot din banii noștri, aici în bugetul public. Înțelegeți? Salarii, funcții, cu salarii nesimțite. Păi nu am votat noi împreună, n-a fost un proiect de lege pe care am insistat cu salariile să fie limitate. Nu s-a întâmplat nimic. Dar dacă, acum să nu ne abatem de la temă. Traseismul politic. Îi îndemn pe toți jurnaliștii din Republica Moldova să ridice o declarație din 2020, o hotărâre a Parlamentului, o declarație a Parlamentului, votată, am impresia, de toată lumea care a participat atunci la vot. E chiar așa am râs atunci. Ați râs un pic, nu? Da. Dumneavoastră vă ia râde, domnule Gonță, dar mie nu. Știți de ce? Pentru că cei care au promis că nu vor face, sunt astăzi aleși în Parlament. Cei care au inițiat acest lucru sunt pe tușă. Cei care au promis că vor anula salariile nesimțite a unor instituții, da? Ce au făcut? În loc să le anuleze salariile nesimțite, au mai adăugat la miniștri salarii foarte și foarte mari. Și eu nu spun că miniștrii nu trebuie să aibă niște salarii decente. Dar ce facem cu profesori, ce facem cu medicii, ce facem cu constructorii, cu atâtea și atâtea bresle? Despre asta vorbim. Păi eu zic, majorează salariile miniștrilor pentru ca să eficiența ce? Să fie mai mare. Și este mai mare. Nu știu. Probabil, nu știu. Am majorat salariile la judecători. Și e un lucru bun, nu se pune problema. Dar asta nu este suficient. Trebuie să mergi cu alte măsuri. Dar care e poanta? Pentru ce acum, la jumătate de an după locale, să iei sâmbli la vânat primari ai altor formațiuni? S-a încheiat parcă perioada. Nu s-a încheiat nimic, domnule. Ăștia se află în campanie electorală continuu. Nu spun că oamenii nu au dreptul să se ducă unii la alții. Domnule, m-am dezamăgit. Da, nu se ducă în grot. Dar nu se ducă în grot și nu se duc public. Domnul Petrescu
nu mai acceptă să mai, sau nu mai împărtășește socialdemocrația. Cum este PSD-ul, da? Domnul Levinsky, se pare, da? Domnul Levinsky nu-i mai place socialdemocrația, ca și lui Churchill la un moment. Nu-i mai plăcut una și trebuie să place celălalt. Și-a schimbat viziunile. E posibil așa ceva. Nu e și o fel de problemă. Dar felul în care se întâmplă chestiile astea, declarații, nu vă amintește nimic de perioada Plahotniuc? Sau chiar ideologică a fost problema acolo? Sau o perspectivă pentru regiunea de sud? Oamenii încă nu au făcut reforma administrativ-teritorială, dar ne-am împart funcții pentru regiuni. De pe acum? Da, cum? Dar la Curtea Constituțională dumneavoastră ce credeți? La Curtea Constituțională urmează să producă o modificare acolo. Ce modificare? În loc de 6 să fie 7. Dumneavoastră cunoașteți cine va fi următorul judecător? Nu. Eu cunosc. Serios? Eu cunosc pentru cine se muncește. Îmi spune și nou? Nu. De ce? Pentru că dacă eu o să vă spun mâine, o să-l schimbe. O să-l pună pe altul la fel ca și... Înseamnă că ați vă trebuie după emisiune. E corupere politică cu funcții. Pe cine se bazează actuala guvernare? Vă spun eu. Pe zeci de mii de funcționari pe care îi țin ostatici. Îi țin ostatici ca pe timpul lui Plahotniuc. Oamenii nu pot vorbi. Dacă vorbesc, se scriu ceva pe Facebook. Sunt trași. Ai vină, stai puțin. Am un domn care nu renunță la mine. Pur și simplu, el nu vrea să renunțe. Domnul Năstase, dacă mă dau afară, mă dau afară. Dar eu tot am să scriu. Și eu spus direct șefului în față, vezi, poți să faci ce vrei. Mă dai afară. Și așa e mai înțeleptul, leac și îl mai ține acolo. Dar în rest, dacă cumva ai scris ceva de rău, de cutare, sau scris ceva, realitatea, nu neapărat. Da? Dar nu e adevărat, domnul Năstase. SPAS nu tolerează corupția. Ați văzut că cine au tras o fugă până în deal la aeroport, au reținut trei inspectori vamali, sau nu au reținut, unul a fost reținut, o doamnă este bănuită, arestatul de bănuită. Da, unul arest la domiciliu, altul arest, altul în libertate. Da, așa. Dar culorile pălăriilor le-ați văzut, nu? Da, socialist, PAS și un fost democrat. Așa. Așa, și doamna... Odrasele unor deputați. Da, și doamna din PAS, fica căreia este bănuită, a fost dat afară din partid. Înțeles, dar din Parlament, nu? Din Parlament nu poate fi dat afară. I s-a cerut să-și depună mandatul, e adevărat. Iată, uitați-vă că asta e bine că se întâmplă asemenea lucruri. Eu încurajez asemenea lucruri. Păi amintiți-vă când eram ministru 4 luni de zile, amintiți-vă când fiecare zi apărea câte cu droguri, cu cutare, au fost demantelate atâtea și atâtea organizații criminale din Republica Moldova. Asta e un lucru absolut firesc, dar insuficient, dacă nu duci la bun sfârșit niște reforme care să nu mai permită așa ceva. Să nu mai permită ca lucrurile astea să se întâmple la aeroport sau la vamă în general. Iar dacă s-a întâmplat acest lucru, bine, e frumoasă demisia acestui domn Talmazan. Numai că înțelegem că, și să știe foarte bine, nu dânsul este acolo. Dacă ăștia sunt corupt. Se pare că demisia a venit și la niște presiuni. Dar, iarăși, subiecte prea mici ca să ne pierdem timpul prețios din emisiunea dumneavoastră. Cred că despre asta au vorbit și alți oameni, n-am eu ce vă spune. Dar uite că asemenea descindere au scos în evidență că odraslele deputaților de la diferite partide se pot înțelege bine acolo între ei, nu? În timp ce de la tribuna Parlamentului se înjură unul pe altul. În teritoriu n-au nicio fel de problemă să facă alianțe. La nivelul Consiliului Municipal Chișinău, cei de la guvernare, probabil având mandat de la doamna guvernare, fac propuneri pentru socialiști să comunice, să facă alianță, nu? Da. Deci lor li se poate totul. Acum gândiți-vă dumneavoastră, numai o secundă, că faceți un exercițiu, ca să nu numesc, un partid politic de dreapta va considera într-o bună zi să discute cu Partidul Socialiștilor. Ce vor face canalele televiziune? Îi vor linșa. Credeți-mă pe mine, pentru că eu asta am făcut. Eu am discutat cu toată lumea, mai ales când am ajuns ministru de interne, discutam și cu unii și cu alții, căutam soluții pentru cele mai grave probleme, pentru combaterea corupției, pentru combaterea sau desființarea poliției politice. Da? Am fost linșat. În timp ce ei, lor le se poate.
validare primită de la președintele Parlamentului Republicii Moldova, chiar, nu? Au fost validate. Nu-i bine. Când spuneți pe faptul că vor fi linșați de anumite de televiziuni, nu credeți în libertatea și independența instituțiilor mass media din Republica Moldova? Văd că sunteți foarte informat, probabil din presă vă ia informați. Din presă? Pot să vă citez? Dacă am avea presă liberă în Republica Moldova, guvernarea ar sări în aer. Citat închis, Gheorghe Gonță. Așa ați spus la o emisiune dată, nu? Sau la un podcast, nu știu. Plus minus, da. Vă faceți că nu vă amintiți, nu? Chiar să mă... Nu pot confirma citate de-a lui Gheorghe Gonță la emisiunea lui Gheorghe Gonță. Nu, din păcate lucrurile s-au agravat în ceea ce înseamnă libertatea de exprimare, libertatea de informare, în niște lucruri protejate de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. E foarte grav ce se întâmplă în Republica Moldova. Grav este că acest lucru se întâmplă sub tăcerea, sub tăcerea partenerilor noștri externi, cu care mai am discuții din când în când. De ce tac? De ce tac, da. Pentru că dacă s-ar întâmpla pe alt sens, probabil ar reacționa. Și eu sunt și eu împotriva propagandei, de orice natură. Propaganda în sensul politic, geopolitic, el trebuie să... Partenerii, de ce tac? Hai, nu știu, asta trebuie să-i întrebați pe ei. Primea să-i întrebați dacă discutați, nu? Da, îi întreb și au și ei supărările lor, dar din păcate nu le exprimă public. Din păcate, domnule Gonța, noi nu avem, în momentul de față, noi nu cred că putem vorbi despre o presă liberă în Republica Moldova, putem vorbi despre o presă interzisă și o presă neinterzisă în Republica Moldova. Aici avem, aici sunt grave lucrurile, grave. Și sigur că ulciorul merge cât merge la izvor, dar într-o bună zi se strică. Și cei care cred că se pot baza în continuare pe minciună, pe neadevăr, pe manipulare, pe prezentarea doar a ceea ce v-am spus eu, doar 20 de secunde dintr-o conferință, dacă le arată, și acelea într-un plan anum, vor ieșua, vor ieșua total. Dar problema e că de suferit va avea de suferit tot cetățeanul și are în continuare de suferit cetățeanul. Eu profit de ocazia că m-ați întrebat de presă și am în plan să fac un offline. Un offline care nu știu dacă se încadrează cu tehnologiile moderne și așa mai departe, dar am ținut eu să fac un offline totuși și cu cei din presa interzisă și cu cei din presa neinterzisă. Așa că chiar am să, dacă îmi dați voie, să profit de faptul că sunt la dumneavoastră în emisiune și să-i invit, spre exemplu, joi la ora 3. Cine poate la 3, poate vine la 3 jumătate, poate vine la 4. Toți cei interesați de o discuție purtată cu mine. Dar trebuie să o dați ulterior sau cum? Nu. Da, eu am rămas, eu nu mi-am schimbat sediul. Eu sunt la 31 august 15, cum am fost din 2004, cred că sunt acolo. 2005. Poate mai încoace. Da, dar platforma a plecat de acolo, nu? Da, ei sunt în alt sediu. Noi vorbim acum de sediu unde eu desfășor activitatea. Așa că presa interzisă și neinterzisă, vă invit joi la ora 3, la 31 august 15, Chișinău. Este doar un singur sens, al doilea nu se poate, nu se circulă decât cu bicicletele. E greu cu parcarea pe acolo, dar eu cred că cine e interesat de o discuție sinceră, este binevenit. Doamna Stasă, eu vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți, mult succes în campania electorală pentru funcția de președinte și ne revedem neapărat aici, în studio. Nu mă lăsați, am o replică. Dați-o ca acuși. Când va începe campania electorală, v-am spus, și dumneavoastră, și toată lumea, și toți oamenii din Republica Moldova și din afara țării vor afla cine sunt candidații și până atunci mai e mult până departe. Mulțumesc încă o dată, domnule Năsasă. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.